Bună seara. N-am folosit formule inedite de echipă pentru că am mai evoluat cu acești jucători. Într-adevăr, o echipă tânără care a întâlnit astăzi o echipă experimentată a CFR-ului, o echipă bună, angrenată în lupta pentru titlu. Eram conștienți de dificultatea partidei, dar am sperat într-un joc bun al băieților, bazându-mă pe dorința lor de afirmare și chiar sunt mulțumit de atitudinea lor, de dăruire și de ceea ce au încercat să facă pe teren. Cred că am dat o replică destul de bună cu acești tineri și, din păcate, mai aveam câteva minute și puteam să ne bucurăm de un rezultat favorabil. Jucătorii care au avut câteva zile libere au revenit. Poate mulți se așteptau să evolueze în această seară. Ei nu s-au regăsit pe banca de rezerve, dar nu au intrat în teren. Da, întrucât au avut acea perioadă liberă de o săptămână, 8 zile, am considerat că e mai bine să nu folosim niciun, mă rog, să nu-i folosim pe cei care au fost în vacanță la meciul din această seară, gândindu-ne și la istoricul sezonului ăsta cu numeroase accidentări și tocmai de aceea am considerat că e mai bine să nu îi folosim. Teoretic ați mai avea un meci de disputat, dar nu se știe dacă el va fi organizat. Ce credeți că se va întâmpla? Da, e greu de spus. E greu de spus pentru că nu știu când se va mai juca meciul Astra cu Craiova și după aceea când vom mai juca noi cu Astra, în condițiile în care, din ce am înțeles, până la data de 3 august trebuie toată treaba cu play-off-ul să fie stabilită. Nu știu, chiar nu știu și noi așteptăm pentru că ne-am făcut un program de vacanță, mini-vacanță, să zic, și după aceea să reluăm pregătirea și pentru nou sezon. În schimb, nu știu câte zile libere le voi da la jucători. Funcție de... Da, normal, bineînțeles că ne încurcă și... Dar nu avem ce face, acum așteptăm decizia LPF, FRF, să vedem ce se va decide în sensul ăsta. Ok, vă mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. Seară bună.